Doar greierii s-au mai auzit după aceea. Până la răsăritul soarelui n-a mai fost decât o netulburată liniște. Câmpul se ridica din rouă în strălucirea dimineții, odată cu primele raze de lumină și florile care i-au vegheat sfârșitul. Călătoria începuse. Veronica urca odată cu zorile spre lumina de plină, pe calea imaculată, așa cum se rugase ea toată viața sa, toată copilăria ei, toată adolescența. Oamenii au găsit-o în câmp, prea târziu. Primise 42 de lovituri de cuțit. În pumn strângea rozariul. Cu toate misterele și promisiunile. De durere. De slavă. Și bucurie. În 25 august 1958, Veronica Antal din Nisiporești a fost găsită în câmp. Ucisă cu o cruzime de neimaginat. În documente, medicii legiști au spus că fata de 23 de ani a murit greu, apărându-se eroic până la ultima suflare, pentru onoarea și demnitatea sa, pentru integritate, cu paza de plină a minții și a inimii, într-o apărare a curăției trupești și sufletești. Ferice de mama care te-a născut, căci fecioara ai fost și fecioara ai rămas, a spus unul dintre ei. Venea lumea de la noi din sat ca de la Iermăruc, la Bâlci. Vine un sat înapoi și noi venim în coaș. Atunci când am venit aici, am cunoscut-o cu el. Era lume din Hălăușești, în toate satele. A murit sfânta, a murit sfânta, strigau în dimineața aceea oamenii din sat și din împrejurimi imediat după aflarea asasinatului. Copil fiind, eu nu am cunoscut alt mormânt la vârsta de 12-13 ani decât pe al ei. Mama mea mi-a povestit, era mică, avea 10 ani în anul 58, când ea a fost ucisă, martirizată, și își amintește foarte puțin din viața ei. În schimb, își amintește
de mormântare la care ea a participat și îmi povestea cum era așezată pe catafalc, catafalcul fiind mai înalt, ea fiind micuță, de 10 ani, i-a văzut doar mâinile care erau înțepate cu acea armă cu care a fost ucisă. 42 de găuri cuțite avem. 16 le avem prejurul gâtului. Eu, ca copil, m-o lua de acolo, n-am mai... Că eu, după ce m-am mărit, mi-am dat seama mai tare și mi-era frică. O știau toți pe Veronica, fata credincioasă din Nisiporești, crescuse cu ei, lângă ei, o fetiță ca toate celelalte la început. Vineam, mai dormeam la noi, mai stăteam de vorbă, mai plecam la Hălăucești, vineam înapoi de la Hălăucești. Tata meu, oprește fata asta, stai la masă. Mamă, să îi trebuie să căsătorească, nu îi trebuie fată bătrână. Și las-o să mănânce la noi, prum să duci acasă. A fost crescută de bunica Zarafina, o femeie evlavioasă și era prima născută din familia lui Gheorghe și Iova Antal. Veronica a primit credință odată cu botezul în biserica din Hălăucești, acolo unde mai târziu îi plăcea să se roage, dar și prin educație și zilnic exercițiu. A fost un copil voios și plin de viață. A învățat primele clase la școala din sat. A spart un geam în clasa întâi și a luat coroniță în clasa a doua. În clasa a patra, deja mătura în biserică și schimba florile la altar. Singură creștea florile pentru biserică, singură îngrijea casa Domnului. De mică, scria jurăminte de credință către Iisus pe bucățele mici de hârtie. Erau ca niște bilețele de dragoste, ca niște promisiuni personale, dovezi ale gândului și ale simțirii sale curate. Foarte bună, foarte miloasă cu bătrânii, cu bolnavii. O adăna copii așa și o adăna multe paie și unul l-a pus mai mare. Și ne-au adunat pe toate acolo, ne-am rugat, sora zice, haide, acum atragem paiele astea. Și am tras, care atrage paiul mai mare, aia devine sfântă cât de repede. Și o căzut, dar știți ce o plâns ea? O zic, nu se poate, cum nu se poate? Eu să devin sfântă eu? Zic, dar cine spune, eu sunt al lui Iisus, Iisus e al meu, cine spune? Vedem în viața Veronica Iantal că ea a trăit cu seriozitate. 23 de ani, o viață relativ scurtă, dar vedem maturitatea ei umană, maturitatea ei spirituală, seriozitatea cu care ea privea faptul de a-i crea spațiu locului Dumnezeu în viața ei. Pentru ea Iisus era totul. Vedeți, o credință care nu se explică, o credință care se trăiește. A știut să ofere totul pentru un ideal, pentru curăția sa, pentru credința sa, pentru iubirea sa. Fiind și pentru celelalte tinere din perioada sa, un exemplu, o chemare. Se vorbește mult despre activitatea ei simplă, dar mereu curajoasă, mereu bucuroasă. Asta sunt eu. Asta este Veronica, asta e Caterina. Mătușa, Ana, ea a fost una dintre prietenele apropiate ale Veronicăi Antal. Ea a fost cu Veronica în ziua de 24 august, în 58, la Hlăucești, la liturghie. Și de acolo, de la după liturghie, au pornit înapoi spre sat, de la Hlăucești. Dar Veronica a spus că vrea să mai rămână puțin, să întâlnească cu o prietenă din Hlăucești, zicându-le lor, voi mergeți încet, încet, că eu vă voi ajunge din urmă. Pășea drumul ăsta, Hlăucești. Așa era. Când pleca de acasă, pleca un grup. Câte 10, 4, 5,
și plecau. Și când începe slujba la Călăușești, ei erau deja acolo. Și până și se pășea ziul, ei stăteau acolo, că așa era. Păi așa vineau acasă. Atunci s-a întâmplat, de-o veni singură, că două fete o lăsată pe la Hălăușești. Vineam de la Suceava și trebuia musai să trec pe aici de la gara de la Hălăușești. Atâta frică și am avut până și am trecut, parcă o vedeam. Ce mă surprinde și parcă este imposibil pentru un om, pentru o tânără, pentru o persoană să facă acest drum de dimineață, trezindu-se la ora 5, fie pe vreme frumoasă, însorită sau cu dificultățile care erau atunci, iarna mai ales, să participe la Hălăucești, la liturghia de rorate, liturghia din Advent. Deci, și acum mă întreb cum este posibil, cu siguranță, cu ajutorul Harului lui Dumnezeu. Toate le puteți face. Poate am crescut împreună până la o perioadă, pentru că suntem foarte aproape de satul Nisiporești, ba și legături de familie sunt multe. Și mi-a spus mama, uite, când te aveam pe tine, aș fi vrut ca Veronica să trăiască, să te ia în brațe și pe tine cum au luat pe alți copii, dar nu s-a putut, pentru că ea a murit și tu a doua zi te-ai născut. Și am vrut să fac o fotografie cu tine la mormântul ei și într-un fel te-am pus sub ocrotirea ei, să te ocrotească, să mijlocească pentru tine. Cu mult timp de atunci, 60 de ani, aproape că am uitat toate. A lucrat la câmp cu toată lumea, a lucrat pânză în războiul de țesut, a tors în furcă și a cusut în gherghef, a făcut mâncare fraților mai mici, a mers la clacă și la șezătoare cu fetele de vârsta ei. A mers și la horă odată, ba chiar de două ori, și gata. Mama ei dorea să-și mărite fata cea mare. Era sprijinul ei cel mai important, mai ales după ce tatăl lor murise. Dar Veronica i-a spus că n-are de gând să se mărite vreodată, că Iisus este mirele și biserica este casa. Acest lucru este extraordinar în viața slujitoarei lui Dumnezeu, Veronica Antal, pentru că ea a trăit viața ei de credință cu simplitate, cu o dragoste, cu o maturitate extraordinară. Ea a înțeles că a rămâne alături de biserică, a rămâne alături de Dumnezeu, de preoți și așa mai departe, constituie, de fapt, motivația, esența, sensul vieții ei. Pietatea sa inocentă, disciplina curată, autoimpusă, seninătatea ei, discernământul interior, faptul că era capabilă de mari decizii public clamate, curajul nezdruncinat în situații de pericol, toate acestea arată un caracter puternic, frumos. Cum Hristos a spus, veniți după mine, așa a spus și Veronica Antal. Veniți pe urmele mele. Atunci când parcurgea această distanță, iarna, pe viscol, frig și zăpadă, imaginați în câmp, zăpada este mult mai mare și mai adâncă, ea făcea cărare, drum cu al său corp robust
și în spate erau celelalte mai fragile, mai firave și le spunea, veniți pe urmele mele. Lucrul acesta m-a impresionat, era ca un indicator. De fapt, fiecare sfânt este un indicator care duce, conduce la Iisus și ea le purta spre Iisus. Era nedespărțită de Sfântul Rozariu. Veronico, nu cumva te-ai întâlnit cu lupii când ai trecut azi dimineață cu noaptea în cap prin câmp spre biserica din Hălăucești? A întrebat-o la un moment dat o prietenă. Cum te-ai apărat? Cu rozariul, i-a răspuns Veronica. Asta e arma mea. Niciodată nu plec la drum fără rozariu. Pe mâine, când o vedea, eu vedeai cu rozariu în mână. Asta da, cu rozariu în mână, asta pot să spui că am văzut-o eu. Da, foarte, foarte credincioasă, foarte. Cu mult curaj și determinare, dar în același timp delicată și plină de iubire pentru toți cei din jur. Toate aceste calități au făcut-o să fie un fel de lider pentru fetele de seamă cu ea. E adevărat că fetele vorbeau între ele că s-ar duce la mănăstire să se facă surori, dar în anii 50, în Republica Populară Română, închisorile erau pline de preoți catolici, considerați a priori dușmani ai poporului. Mănăstirile catolice erau închise, clădirile confiscate, ordinele religioase în afara legii, conventele distruse, maicile și călugării trimiși în lume. Studiul teologic în seminarii abia era tolerat, iar practica religioasă consecventă era o chestiune despre care nu se făcea vorbire în cel mai bun caz. Altfel, arestările erau la ordinea zilei. Nu se putea merge la mănăstire, dar erau multe persoane care știau să aleagă o cale care era apropiată de mănăstire. Eram și noi în vremea seminariști. Seminariști care întâlneam foarte multe dificultăți, dar parcă ceva care nu putem să le explicăm acum ne purta mai departe în misiunea noastră. Cred că ea a avut o asemenea lumină. Dar Veronica Antal nu lua în seamă epoca fioroasă a comunismului. Au existat martori care și-au amintit că fata din Zapodia cânta pe uliță cu glas tare și din toată inima cântece mariane. Purta rozariul și crucea la vedere, iar pentru biserică zilnic făcea drumul prin câmp. 8 km la dus, 8 km la întors, de la Nisiporești, Zapodia, la Hălăucești. Acolo, la Hălăucești, participa la Sfânta Liturghie zilnic aproape. Nisiporeștiul, în acei ani, era filială a parohiei din Hălăucești. O sete de viață consacrată lui Dumnezeu, o ardoare creștină sinceră, așa se anima Veronica. În secret a profesat voturile de castitate, de sărăcie și de ascultare ca terțiară franciscană. A vrut carisma Sfântului Francisc, un trai simplu și senin, cu blândețe, cu smerenie și mărturisire evanghelică. Vivere secundum formam sancti evangelii. La nivel uman noi căutăm modele și în biserică avem aceste modele care ne îndrumă nu numai spre înălțim la nivel spiritual, dar ne și învață cum să trăim pe acest pământ, pentru că veșnicia nu începe în ceruri, ci acolo continuă ceea ce facem noi. Și Veronica Antal, prin faptul acesta, că a rămas mereu alături de Dumnezeu, alături de biserică, iată, ea a devenit o persoană deosebită. Încet, încet, din câte am înțeles eu, s-a format ideea și a crescut ideea asta, că de fapt, ea este o martiră. Și încet, încet, convingerea că ea poate să mijlocească pentru ceilalți din sat, din care vor să îi ceară ajutor, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu să-i ajute. Viața franciscană, cu idealul de a fi cel mai mic dintre cei mici, departe de orice povară materială sau privilegiu, era făcută parcă pentru ea. Vocația a fost importantă, iar mediul în care a crescut au condus-o la această viață.
pentru că în Moldova, pe Valea Siretului, franciscanii au fost mereu prezenți, cu o istorie de sute de ani, înrădăcinată frumos în acest pământ. De aceea a voit să facă parte din Ordinul Franciscan Secular, trăind ca o soră fără mănăstire. Cu alte cuvinte, Veronica avea să trăiască în lume, dar să rămână mereu a lui Iisus, fidelă vocației sale, neclintită și puternică. Te trebuie să-ți faci la tine ordine în suflet. Cu ce ești mai bună tu, când ești la terțiar sau ești mai sfântă, cu ce ești mai bun? Și atunci noi, obligat în conștiință, ne zbatem că să facem ceva bun, ceva să rămână după noi. Sora noastră Veronica a fost în Ordinul Franciscan pe timpul comunismului, care, cum să vă spun eu, deci ea a dorit să intre în mănăstire. Pe timpul comunismului nu se putea, știm cu toții ce aveam, și mi-a plăcut foarte mult cum spunea că ea era o soră fără mănăstire, fără mănăstire, și avea chilioara în sufletul ei și în inima ei. Încercăm să trăim aceste lucruri, îl lăudăm pe Dumnezeu, facem bine la bătrâni din jur, la bolnavi. Strângeam și niște bani, așa cum puneam acolo câte un bănuț când mai aveam mai mult, și cumpăram la săraci, iarna, lemne care nu aveau, sau mâncare, așa, sau mergeam și vizitam bolnavi care erau la pat. O chestiune de alegere, de discernământ interior, o vocație. Filtrarea opțiunilor personale cu prețul de a rămâne neînțeleasă chiar de propria ei familie. Sau cu prețul vieții, atunci când a fost vorba să-și apere integritatea. A murit curată, frumoasă, fecioară și martiră, pentru credință. Veronica are într-adevăr o viață care m-a surprins prin simplitatea ei și prin responsabilitate pe care a avut-o față de, și nu numai de credință, dar și față de umanitatea ei. A știut că darul fecioriei pentru ea este o valoare. Și în fața acestei valori, indiferent cine ar fi venit, ce ar fi făcut, ce ar fi cerut, i s-a cerut viața, și-a dat și viața. E nevoie de acest curaj de a trece printre jertfe, suferință, pentru a putea ajunge la un ideal adevărat. Și sigur că noi suntem fericiți că în Moldova noastră, în dieceza noastră, iată, apare o asemenea floare rară, un crin însângerat, cum este numită ea. Neclintită în credința ei, Veronica a inspirat generații de tinere, un sat întreg, o numeroasă comunitate care a cunoscut-o și a prețuit-o mai mult poate după moartea ei. Tragicul sfârșit în numele demnității și purității, al integrității totale, martiriul său pentru credință, a fost și a rămas o pildă, pentru că, da, Veronica Antal a inspirat cu simplitate, în mod direct, mai multe generații. Mesajul său este actual și puternic pentru adevărurile simple pe care le conține. Generațiile cresc această istorie. Toate satele vecine știu de Veronica Antal. M-am uimit când am observat și din sate ortodoxe veneau creștini care vine să vadă ce se întâmplă la Veronica. Veneau, ascultau rugăciunile noastre, se făcea Sfântul Rozar, Sfânta Liturghie, se făceau în câmp la Veronica. Credincioșii veneau la biserică, la Nisiporești, mergeam la mormântul ei care acum este în biserică, ne rugam și după aceea plecam fericiți acasă, pentru că am reușit să ajungem la ea. Curaj, dragii mei, curaj! Să nu vă fie teamă să cultivați în viață adevăratele valori umane și creștine, care dau sănătate vieții voastre și vă fac cu adevărat fericiți. Să nu vă fie teamă să vă luați în serios credința, trăind-o cu responsabilitate, implicare și bucurie. 60 de ani au trecut de atunci, o viață de om, sau o clipă din viața unui sfânt. An de an, în secret, în comunism și la vedere în anii de libertate, oamenii din împrejurim și din sat veneau mereu la mormântul ei și la locul martirului din câmp. Acolo se numește La Veronica.
În tot acest timp, oamenii din regiune și nu numai, au considerat ca un sprijin prietena lor, virtuoasa Veronica. Când mă ascult dimineața asta, spun că de la 80 și ceva de ani, 87 de ani, Veronica, dacă tu nu mă iubești, eu nu pot mai merg. Și mă, hai la ea, vin la biserică și dimineața și seara. Veronica, trebuie să mă ajute. Sunt bolnă de cal, un ochi ca jos, mor. Locuiam 20-30 de familii și a luat foc. Tu, Veronica, martira de la Nisporești, ai milă de calul meu. Și el ne-a salvat calul. La camera mea s-a afumat un pic pereții și nu a ars nimic. Și de atunci să știți că eu mă rog între una la ea și am încredere într-un sac. Datorită pământului, 200 de grame de pământ care am avut pe mormântul ei, care avem tot timpul în cameră. Din câte știu, pământul de la mormântul Veronica Iantal vindecă orice rană. Știind și cum a murit, în harde, în faimă de sfințenie, ceream ajutorul ei. Încă de pe atunci noi o numeam Sfântă. Și mi-amintesc când aveam, nu aveam prea mari probleme, greutăți, însă ceream mijlocirea ei la Dumnezeu, culegând petale de pe mormântul ei sau chiar luând pământ și mergeam cu aceste, să spunem, obiecte, în ghilimele, sacre, la școală, atunci când aveam un examen mai greu. Exemplul Veronicăi a fost un dar din partea lui Dumnezeu pentru o comunitate simplă, o comunitate, un sat simplu și modul ei de a trăi, modul ei de a-și manifesta propria credință a fost un exemplu și a devenit Nisiporeștiul o comunitate specială pentru România, pentru dieceza de Iași, pentru toți creștinii, pentru țara noastră. De aceea, în anul 2003, dieceza de Iași, cu sprijinul provinciei Sfântul Iosif a fraților minor conventual din România, la cererea apostolatorului general pentru cauzele sfinților, inițiază cauza de canonizare a Veronicăi Iantal, slujitoarea lui Dumnezeu, pentru viața, virtuțile, faima de sfințenie și martirul său. O parte însemnată a dosarului cu mărturii a fost realizată cu 10 de ani înainte de părintele Anton Demeter, cel supranumit Părintele Fără Picioare, vestit pentru carisma lui. De altfel și pentru el a fost începută cauza de beatificare. El a trăit 17 ani calvarul închisorilor comuniste și a paralizat definitiv la 42 de ani în urma loviturilor primite. Bolnav, țintuit în scaunul cu rotile, părintele Anton Demeter, retras la pensie la Varticești, a devenit ca o lumină pentru credincioși, catolici și ortodoxi deopotrivă. La Varticești a aflat de fenomenul numit Veronica Iantal și a început să documenteze atent faptele și să strângă mărturii de la oamenii care credeau în sfințenia Veronicăi și care aveau încredere și în el. Securitatea îl supraveghea pas cu pas și, de teamă să nu fie găsite hârtiile privitoare la viața și faptele Veronicăi, părintele Demeter a făcut alte numeroase copii a mano, precum călugării medievali în scriptorium. El a avut viziunea și convingerea că e o cauză demnă de cinste altarelor și că mai devreme sau mai târziu, dincolo de vremuri și vicisitudini, Veronica va face parte din calendarul catolic. Am adunat tot materialul și am putut să începem cauza în mod oficial, canonic, așa cum cere Biserica Catolică cu legislația aferentă. Am început pe 24 noiembrie 2003, am deschis această cauză la Nisiporești, sigur fiind prezent și în prezența preasfințitului Petru Gergel, după care s-au luat toate mărturiile aici în dieceză și totul a ajuns în fața Vaticanului. Doresc tuturor acelor care vor urmări procesul acesta de declarare oficială care va avea loc pe 22 septembrie, îi doresc tuturor să se simtă într-adevăr înălțați, încurajați, credincioșii noștri, preoții noștri și tot poporul nostru român. E un an în care trebuie să ne aducem în minte mai mult de eroii noștri și de cei care s-au sacrificat pentru binele nostru.
Să nu vă fie teamă să-L aveți pe Iisus ca prieten. Să-L luați cu voi peste tot. Să faceți cunoștință tuturor cu El. Să nu vă fie rușine cu Iisus. El nu vă ia nimic. Nu vă știrbește. Nu umbrește tinerețea. Dimpotrivă, vă dă totul. Vă face frumoși în interior și în exterior. Curaj! Nu ezitați să credeți în visul măreț și frumos pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre voi. Chiar dacă unii vă fac să credeți că nu mai este la modă virtutea curăției, să nu vă lăsați amăgiți. Fetelor, nu ezitați să dați un sens profund și luminos feminității voastre. Într-o societate în care trupul este mercantilizat, vândut, expus, trădat, să aveți curajul de a combate pentru a păstra frumusețea adevărată care vine din interior, dintr-un suflet curat, luminos, plin de iubire, locuit de Dumnezeu. Binele va învinge. Vă îmbrățișez în lumină pe fiecare în parte din veșnicie. Drum bun în peregrinarea credinței. Vă aștept cu drag acasă. Veronica.